Să fii credincios înseamnă multe lucruri. În mod special, când ești credincios, trebuie să ai atitudine. Atitudine față de ceea ce ți se întâmplă, atitudine față de alții, dar mai ales atitudine față de Dumnezeu. Pentru că credința este mijlocul prin care te legi de Dumnezeu. Pentru doza de speranță de astăzi, vă propun să ne uităm la cele mai puternice și frumoase atitudini ale unui credincios. Am să vă dau un exemplu. Pentru că cel mai important lucru este nu ce spun oamenii, ci ce spune Dumnezeu despre credința ta. Iosif este cunoscut pentru că a fost un om deosebit de credincios. Cunoașteți istoria lui? Prin harul lui Dumnezeu salvează două națiuni de la pieire, Egiptul și Israelul. Dar în momentul în care se apropie sfârșitul lui, el spune așa: Când vă va cerceta Dumnezeu, să luați oasele mele din locul acesta și să-l duceți în țara promisă. Eu cred ce spune Dumnezeu, eu personal nu o să ajung niciodată în țara aceea, dar ca un act al credinței mele, vreau să luați oasele mele de aici și să le duceți în țara aceea. Este genul de atitudine care spune: Nu mă opresc. Ascult de Dumnezeu, cred pe Dumnezeu pe cuvânt, chiar dacă eu personal nici măcar n-am să văd lucrurile acelea. Știu că Dumnezeu se ține de cuvânt. Este o atitudine extraordinară care ne va ajuta în orice situație grea, dar mai ales ne va ajuta să prindem gustul veșniciei, pentru că nu așa lucrul pe care ochiul nu le a văzut, la urechea noastră n-au ajuns și la mintea noastră încă nu s-au suit. Așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei credincioși. Și chiar dacă nu le-am văzut, noi credem. Nu știu care este atitudinea credinței tale, dar îți spun: nu te lăsa, încearcă, mergi pe mâna lui Dumnezeu și crede în promisiunile lui, pentru că în felul acesta Dumnezeu va onora credința ta. Despre Iosif, ni se spune că gestul acesta a fost un act incredibil de credință și, într-adevăr, oasele lui sunt luate și duse în țara promisă. Asta spune mult despre credința unui om chiar și după moarte. Așa că dacă vrei credința ta să fie onorată și dacă vrei ca credința ta să fie puternică, ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt, mergi pe mâna Lui și în felul acesta atitudinea te va ajuta în viața ta de credință. Fii binecuvântat!